Încă două vieți înghițite de ape. Un locuitor al satului de la Căuraenul Aninoi s-a necat ieri în râul Nistru. După ore de căutări, astăzi salvatorii au reușit să recupereze cadavrul. Potrivit poliției, bărbatul în vârstă de 55 de ani a mers pe malul râului unde soția sa împreună cu alte femei din sat spălau covoare. Acesta era în stare de ebrietate și a intrat în apă pentru a se răcuri, dar nu a mai ieșit. Cel de-al doilea caz a avut loc în capitală. Un bărbat de aproximativ 40 de ani a fost găsit înnecat în lacul din parcul Muzeul Satului. Potrivit oamenilor legii, identitatea acestuia nu a fost deocamdată stabilită, iar pe mal nu au găsit haine sau acte.